Da, m-am înțepat. Au, mă doare. Albin! Omoară tu, te rog! Omoară-o! Ești o rea! Îmi curge sânge? Repede că uite, îmi bate urechea. Dar m-a atacat tocmai pe mine, nu înțeleg. Pe mine pe balcon, sună. Mi-ai pus pe radă, era sigur, așa ești tu. Mă joare. Asta pentru că sunt tare în gură. Dar cum ai scos afară? În casă nu mă ciu albină. A trimis-o Dumnezeu exact la tine. Nici nu mai mită mâncarea bine în ureche. În... Albina nu se așează pe urechile unui om. Ba, pentru că miroși la parfum, că ea a atras-o chestia. A, mă, iubi, să fii serios, eu mă dau parfum fiecare zi și nu le atrage. Acum, de ce a atras-o? A venit chiar la tine. Hai, mă, iubi, acum am început să dea albinele la mine. Și de unde și tu ce sex avea Albina? Doamne, dar ce a făcut mine? Acum mie îmi plăceau albinuțele, că nu dau miere. Am miere de sarcâmb în frigider. Eu le cumpăr mierea și am dat 17 lei pe borcanul de miere de sarcâmb. Spre moarte, iubi. Dacă mor, ce faci? Eu cui te las? Cum ai? Nu știu, omenirii. Dar te mai puțin la urechea mea, cum ți se pare? Mai puțin, frate, am mai cum era asta. Dar e tot gigantă față de asta? Adică asta e de șorice și asta este de elefant? Hai, nu e, trebuie și pe Gina. E puțin, frate, jos aici, în roșie, dar... Dar nu e așa foarte mare. Nu? Sus mai e puțin roșie. E roșie aici, e puțin umflat aici. Da, e puțin umflat. Puțin, dar nu cu mult. Ce vreau să zic? Asta cred că e afectat în față, faptul că am grechit de șorice. Da, să știi. Da? Te-ai gândit tu așa? Da, m-am gândit în dimineața asta că faci de asta aiurea și în plus am mai ciupit și o albină care s-a creat cu... Cui să faci aiurea? Ție. E o glumă. Dar ce vreau să zic? Ce părere ai despre... Ce e întrebarea azi? Un barbișonul meu. Este foarte sexy și foarte frumos. Te face să pari mult mai matur. Mireasă pentru fiul meu. Eu zic să-l aplaudăm pe Grigore și să-l încurajăm, pentru că iată s-a întors bărbat din această luptă. Bravo, Grigore! Bravo, bravo! Viteazule, voinicule! Păi eu am văzut, n-am vrut să spun, știi, că... Na, eu am văzut că tu stai cu capul mai într-o parte și aveai așa o ureche clăpăugă, dar am zis să nu fac da, rog, da? Poftim? Mi s-a rezumflat sau o mai am? Nu, mai e încă, e... și e roșie în partea de sus, așa, și... Și acum mă doare și pe gât, că venit nu s-a dus. Da, păi, coboară, da, coboară. Da. Ai să fii mâine așa, o să... Da. Dar le duci pe picioare. Astăzi cu albină, mâine cu cine știe cine mă mai lupt. Păi aia e că ai început cu țânțare. Ai început cu un țânțar, ai ajuns la o albină, cine știe mâine cu ce liberulă te vedem luptându-te corp la corp prin curte. Cu statuia de la intrare. Da, poftim? Cu statuia de la intrare. Cu statuia, cu centaurusul ăsta de la intrare. Înțelegi? Dar tu, Grigore, le duci, pentru că ai văzut cu Mariana lângă tine, ești cel mai puternic. Da, Mariana, de ce râzi, mamă, de băiat, îl lași acolo și pleci? M-a amuzat. Era o albină, nu era cine știe. Da, da, m-a durut foarte tare. Acum, tu ai dus-o. Ai scrâșnit din dinți. N-ai dat o lacrimă. Da, mi-a rămas sacul în ureche. De-abia mi-a scos Mariana. L-a scos Mariana? Da. Deci, practic, Mariana a fost medicul chirurg la locul potrivit. Da. Care a scos imediat acul. Ai cauterizat rana a acolo. A avut de mine. I-am dus sare și i-am pus. Stăcea sare, pui sare pe rană. A! Ai înțeles? Da, mă durea și mai. Dar ne bucurăm tare mult, Grigore, că ai dus vitejește această treabă. Eu am cerut la staff să mă ducă la urgențe. Am cerut la staff să mă ducă la urgențe, dar n-am vrut. Chiar am cerut. Da, păi stafful ăsta, tu știi, când e vorba de dinastia, știi că nu se bagă, zice, frate, nu știu dacă mai are vreo scăpare Grigore cu Albina, de ce să mai chemăm și ambulanța degeaba? Pentru că ea când va ajunge...